seceta necruțătoare din România din anii 1945 și 1946, cu efecte devastatoare în Moldova și Basarabia, a dus la moartea prin înfometare a sute de mii de oameni. Alții, la fel de numeroși, au migrat ca să se salveze dintr-o parte în alta a țării. În romanul Satul uitat, al lui Eusebiu Camilar, publicat în 1974, este urmărit destinul unui copil orfan de ambii părinți, Nicolae Pulbere, care în timpul foametei și-a părăsit satul natal, Cudalbi, din nordul Moldovei, și călătorind dus de instinct, a ajuns în Dobrogea, la Carasu, în apropiere de Babadag. Acolo, un pescar, Timofte, și soția lui Niculina l-au primit cu bunăvoință și l-au crescut ca și cum ar fi fost fiul lor. Inteligent și harnic, recunoscător parcă lumii întregi pentru că a supraviețuit unei calamități, Nicolae lucrează o perioadă conștiincios la o exploatare minieră. În același timp învață cu sârguință, urmează cursurile unei facultăți și ajunge inginer geolog, colaborator apropiat al prestigiosului profesor Cuiban. Maturizarea lui se desăvârșește când cunoaște și dragostea. Iubita lui este o turcoaică, blondă și delicată, Altân, care a copilărit și ea la Carasu și care este acum doctoriță. Părinții adoptivi ai lui Nicolae văd în ea cu deplină aprobare o posibilă noră. Tânărul venit cândva din nordul Moldovei îl însoțește pe profesorul Cuiban în mai multe expediții de explorare geologică a deltei. Se pasionează tot mai mult de geologie și pare definitiv integrat în peisajul uman și natural al Dobrogei. Iată însă că, pe neașteptate, amintirile din prima lui copilărie răzbal la suprafață. Lui Nicolae se face un dor răvășitor de satul lui natal, unde nu mai are de mult părinți, dar are un frate și trei surori despre care nu mai știe nimic. Le-a scris în repetate rânduri pe adresa fratelui Galion, dar n-a primit niciodată răspuns. Dorul de satul natal face parte din viața sufletească a oricărui țăran român. Nu este un capriciu sentimental, ci o continuă stare de spirit. Putem deschide aici o paranteză pentru a aminti faptul că Eusebiu Camilar însuși, născut într-un sat din județul Suceava, Udești, într-o casă care după moartea lui a devenit casă memorială, n-a putut să uite niciodată satul natal. L-a păstrat în amintire ca pe cel mai frumos loc din lume. Citez: "M-am născut în valea cea mai frumoasă de pe pământ. E cuprinsă între Vorona și Suceava, între Bosanci și dealul cel mare al Sarafineștilor." Și exact ca personajul său, după lungi peregrinări prin orașe mari în căutarea gloriei, s-a întors cuprins de dor pentru a se regăsi în locul nașterii și copilăriei lui. Citez din nou: "Am plecat în lume cu talanții dăruiți de oamenii din valea mea natală. Într-o vreme i-am fost uitat. Graiul, darul lor cel mai de preț, s-a fost ruginit și împuținat. Mă întrebam adesea de ce frazele mele sună dogit, de ce se repetă de la rând la rând. M-am reîntors în valea natală să caut urmele meșteșugarilor de demult." Să revenim însă la personajul lui Eusebiu Camilar, Nicolae. Întors acasă la Cudalbi, el află că surorile lui Ana, Natalia și Mărioara îl crezuseră mort. Și aceasta pentru că fratele lui Galion ascunsese scrisorile primite de la el ca să-și însușească partea lui de pământ. Tânărul geolog o regăsește în sat pe Maria Pădure, pe care o simpatizase încă din copilărie și care acum este învățătoare. Ea renunță la inginerul agronom care o curtează și devine iubita lui Nicolae. Din dorința de a face ceva pentru satul său, tânărul își folosește cunoștințele sale de inginer geolog și descoperă în imediată apropierea satului roci cu minereu de aramă. Pe baza cercetărilor lui la Cudalbi, se înființează o exploatare minieră care aduce prosperitate localității. Merită menționat faptul că și scriitorul a încercat în viața reală
să contribuie cu ceva la bunăstarea satului Udești în care s-a născut. A cercetat împrejurimile localității și a făcut chiar săpături, dar n-a descoperit nimic demn de interes. În schimb, a contribuit la descoperirea a ceva la fel de important, a unor vestigii ale civilizației dacice. Iată momentul evocat chiar de Eusebiu Camilar. Într-un sătișor de pe apa Sucevei, chiar pe vechea frontieră a Bucovinei cu Moldova, niște gospodari săpau un beci să păstreze cartofi pentru iarnă. Sătișorul se cheamă Udești și se află la 16 km sud de orașul Suceava. Oamenii au găsit săpând, chiar pe malul pârâului Cânepiștii, întâi câteva cioburi ale unui vas de pământ. Pe urmă, la același nivel, o vatră, mai păstrând urma roșietică a flăcărilor de demult. Sătenii n-au înțeles în ce constă valoarea acestor relicve. Eusebiu Camilar a chemat însă la fața locului un arheolog, care a stabilit că cioburile provin dintr-un vas dacic din secolele 3-5 după Hristos.